Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Stimată biserică, în această seară am ajuns la pilda robului nemilostiv cu numărul 24 din ciclul pildelor Mântuitorului. Asta înseamnă că suntem la aceeași pildă ca și data trecută, dar numai că la partea a doua. Textul biblic este Matei, capitolul 18, versetele de la 21 la 35. Pentru că l-am citit data trecută, nu-l mai repetăm citindu-l în această seară, însă vă invit pentru o înțelegere mai bună să aveți Biblia la îndemână și să aveți interes în înțelegerea acestui cuvânt, cercetându-l în mod personal, verificând în mod personal dacă ce se predică de la amvon este potrivit cu scrierea Bibliei. Pilda robului nemilostiv. Spuneam data trecută și repet în această seară că Domnul Iisus Hristos a fost motivat să spună acest cuvânt de învățătură prin pildă de întrebarea lui Petru: de câte ori să-l iert pe fratele meu? De 7 ori. La rândul lui Petru a fost motivat să pună această întrebare de paragraful numit de Cornilescu iertarea greșelilor, respectiv versetele 15 la 20. Și până la urmă, toată discuția aceasta s-a învârtit în jurul întrebării puse de ucenici: cine este cel mai mare? Și capitolul 18 din Matei se încheie cu această pildă. Pilda aceasta, de fapt, este o întâmplare pe care Domnul Iisus Hristos o pune în fața ascultătorilor săi și, folosind această întâmplare, care este de-a dreptul izbitoare prin diferența dintre cele două personaje implicate în întâmplare, să înțelegem cât este de important să îi iertăm pe oameni atunci când ne greșesc, pentru simplu motiv că Dumnezeu ne iartă pe noi când îi greșim. Data trecută vorbeam despre istoria iertării în Biblie și vă aminteam despre legea talionului, despre legea iertării limitate în tradiția evreiască până la 3, maxim 7, și despre legea iertării nelimitate, care este o alegere conștientă, nu este expresia unui sentiment, de 490 de ori, cu alte cuvinte, un număr nelimitat. Vă spuneam despre cele două cuvinte din limba greacă care explică iertarea și ajunsesem la elementele pildei, numind personajele implicate în întâmplarea imaginară pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă pentru înțelegere, pentru explicație. Ultima parte a predicii, a studiului, așa cum de obicei procedăm, este aplicația pildei sau explicația acesteia. Observați că pilda este construită pe tiparul de gândire al oamenilor din vremea aceea. Eu îmi permit să vă spun în această seară că noi avem ceva probleme să interpretăm pilda, deoarece noi nu mai avem același tipar de gândire. Noi nu suntem conduși de rege, așa cum era societatea de atunci. Astăzi nu mai există robi, așa cum se întâmpla în vremea aceea. Tocmai de aceea trebuie să facem apel la cultură generală și să ne imaginăm lucrurile acestea. În vremea de atunci, așa se proceda, era monarhie și regele nu numai că era monarh, era un monarh despot, avea autoritate deplină să omoare oamenii fără nicio judecată. Până la urmă, care sunt elementele întâmplării ale pildei? Pilda ne prezintă un rege oriental care avea putere despotică, avea slujitori și miniștri, toți aceștia îi erau sclavi și el avea control absolut asupra lor, asupra vieții și activității lor. Deci, robii de care vorbește aici Domnul Iisus Hristos sunt funcționarii lui pe care el i-a chemat să dea socoteală. Priviți, vă rog, că vinovăția funcționarului, primul rob, dacă vreți, față de rege, adică omului față de Dumnezeu,
era atât de mare încât era imposibil să o plătească. Domnul Iisus Hristos dă acest exemplu pe care noi trebuie să-l tălmăcim, fiindcă nici moneda de atunci nu face, n-are pentru noi nicio semnificație. Ce înseamnă pentru noi 50 de talanți? Înseamnă două cărămizi jumate, nu înseamnă nimic. Cât înseamnă 50 de talanți? Iertați-mă. E nevoie să înțelegem toate sumele acestea, pentru că altfel nu vom înțelege mesajul pildei. Noi știm ce înseamnă 50.000 de dolari, de pildă, dar 50 de talanți sau de dinar sau monezile vremii, noi nu știm să le interpretăm. Nu suntem casă de schimb valutar și în vremea noastră nu funcționează în cultura noastră monezile respective. Uitați despre ce este vorba. Robul care a fost dator la împărat, ne spune Scriptura, că avea o datorie de 10.000 de talanți. Un talant făcea aproximativ 6.000 de dolari. Asta înseamnă că robul îi datora stăpânului 60 de milioane de dinari. Dacă el ar fi lucrat 5 zile pe săptămână și 50 de săptămâni pe an, i-ar fi trebuit 240 de ani de muncă pentru a strânge suma de 60 de milioane de dolari. Ar fi trebuit să trăiască 240 de ani, să fie sănătos și să poată munci, să nu cheltuiască niciun bănuț din acești bani și în 240 de ani de muncă făcea suma pe care i-o datora stăpânului. Așa ar trebui, în termenii aceștia ar trebui să interpretăm pilda, pentru că ce a vrut Domnul să spună a fost următorul lucru: împăratul e Dumnezeu, primul rob e fiecare dintre noi. Și noi așa de mult îi suntem îndatorați lui Dumnezeu, încât în viața aceasta, orice am face, nu vom reuși să ne plătim datoria. Acesta este mesajul pildei. Ești un om și atât de vinovat ești față de Dumnezeu, indiferent că ești un om bun sau un om rău. Atât de vinovat ești față de Dumnezeu, încât oricât ai trăi, nu ai resursele necesare să-ți plătești datoria și pe baza meritelor personale să te ierte Dumnezeu de toată datoria. 240 de ani de muncă. Este imposibil. Acesta este omul, adică eu și dumneata, în raport cu Dumnezeu, cu împăratul, cu regele. Ești atât de vinovat încât nu poți fi iertat. Este imposibil să faci ceva pentru ca să satisfaci dreptatea împăratului și în baza satisfacerii dreptății, el să te numească liber de orice datorie. Acest număr astronomic arată că respectiva slugă, rob, funcționar, îi datora regelui atât de mult încât nu putea plăti. Datoria aceasta era colosală dacă ne gândim că în vremea aceea veniturile Palestinei se ridica la 800 de talanți pe an. 800 de talanți pe an și el îi datora 10.000. Venitul pe care îl avea Iudeea, Idumea și Samaria pe un an de zile era 600 de talanți, iar venitul pe care îl aveau regatul de nord, partea de nord, Galileea și Perea, aveau un venit de 200 de dinari. Toate aceste date le avem din cartea Antichități Iudaice scrise de Iosif Flavius. Ei bine, dacă venitul Palestinei era de 800 de talanți, imaginați-vă cât era de dator acest funcționar dacă îi datora 10.000. Asta înseamnă venitul Palestinei pe 12 ani. Tot venitul acestei mari regiuni, Palestina, pe 12 ani era datoria pe care acest rob o avea față de stăpân și el trebuia să o plătească. Uitați cum se comportă el. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul i-a poruncit să-l vândă, era un obicei în vremea aceea, să-l vândă pe el și familia, membrii familiei, soția și copiii. Și tot ce avea. Și să-și recupereze o parte din datorie. Robul s-a aruncat la pământ, s-a închinat și fiți atenți de unde începe boala lui. Că noi îl acuzăm doar de faptul că la ieșire nu l-a iertat pe fratele său. Aia este manifestarea bolii, dar adevărata boală începe de aici. Fiți atenți ce spune el.
Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti. Fiți atenți ce spune stăpânul. Stăpânul robului acestuia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Și revenim la el în următoarele versete. Priviți versetul 32. Stăpânul a chemat, după ce a auzit ce s-a întâmplat cu el când a ieșit afară, și se întâlnește și el cu un coleg de slujbă, care-i datora foarte puțin și nu vrea să-l ierte. Și cu 10 minute înainte el fusese iertat de o datorie ieșită din comun de mare. Și stăpânul a chemat înapoi, a doua oară, și i-a spus următoarele cuvinte. Rob viclean. Acum nu mai avea nicio datorie la el și l-a numit rob viclean. Prima oară avea o datorie imensă încât trebuia plătită cu 240 de ani de muncă și nu l-a numit rob viclean. L-a iertat și o să citim în Biblie și de ce l-a iertat. Uitați ce spune el, stăpânul spune de ce l-a iertat. Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria din două motive. Unu, fiindcă m-ai rugat și doi, fiindcă, versetul 33, mi-a fost milă de tine. Dacă Dumnezeu va ierta vreodată un muritor, îl va ierta din două motive. Îl va ierta datorită atitudinii lui, care spune, Doamne, mă pocăiesc, iartă-mă, și datorită atitudinii sale, milă față de omul care se pocăiește. Nu există iertare fără pocăință. Pocăință înseamnă recunoașterea vinovăției, asumarea vinovăției și judecarea personală. Și doi, nu există iertare fără manifestarea milei lui Dumnezeu. Pocăința noastră nu-L obligă pe Dumnezeu. E un har că Dumnezeu ne acceptă pocăința. Observați, vă rog, revenim acum la versetul 26. El, omul, știind cât de îndatorat îi este stăpânului, îi spune, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dacă omul ar trăi ca Metusala câteva sute bune de ani, atunci ar putea să spună mai îngăduiem, că dacă trăiești 800 de ani, nu-i nicio problemă dacă muncești 240 și îi plătești datoria stăpânului. Dar când tu trăiești 70, cel mult 80, și chiar dacă trăiești 80, nu mai poți munci până la 80, și dacă muncești numai randamentul ca în tinerețe, cum îți mai permis să spui îngăduiem că îți voi plăti? Asta demonstrează că el nu și-a dat seama cât de dator îi este, a avut o percepție greșită asupra datoriei, a avut o percepție greșită asupra venitului lui și a avut o percepție, a avut prea multă încredere în sine, a fost un om încrezut. A crezut că poate să facă în 70 de ani cât fac 3 oameni în 3 vieți. Aici se demonstrează nebunia lui, lipsa lui de socoteală sănătoasă, lipsa lui de discernământ, lipsa lui de a percepe realitatea, lipsa lui de a înțelege cât de vinovat este față de stăpân. Mai iartă-mă că îți plătesc, în două zile te rezolv. Om care promite fără nicio acoperire. Nu e de mirare că un astfel de om, care vorbește ușor, când iese afară, are și o atitudine ușoară. Imaginați-vă, nu mai faceți socoteala cât câștigați pe lună, și imaginați-vă că aveți o datorie care o puteți plăti în 240 de ani de muncă. Probabil că înseamnă bani mulți. Atâta ați avea datorie față de guvernul american. Și vă cheamă spunând, s-a încheiat perioada de așteptare, îi plătește acum sau te împușc. Și spuneți, mai lasă-mă două zile. Așa a făcut omul din pildă. O atitudine ușuratică, o atitudine iresponsabilă, un om care nu era realist, el nu trăia cu picioarele pe pământ și totuși lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el și în baza milei și în baza rugăminței acestuia l-a iertat. Frați și surori, nu există păcat sau păcate, păcat așa de mare sau păcate atât de multe, pentru care un om să se pocăiască sincer și Dumnezeu să nu-l ierte. Nu există. Cazul acesta nu a existat și nu va exista niciodată. Dumnezeu este atât de milos încât acceptă pocăința omului când acesta se pocăiește de păcatul lui. Aceasta este o regulă puternică în Scriptură. Și această regulă dă oamenilor încredințarea
și încurajarea să se pocăiască, pentru că întotdeauna când oamenii se pocăiesc, pocăința are urmări pozitive, adică iertarea. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Uneori ne cerem iertare de la oameni și nu ne iartă. Continuă să ne dușmănească, să ne vorbească de rău și să ne provoace multă durere și amărăciune. Dumnezeu însă acceptă pocăința pe care o manifesti spunând: Doamne, sunt vinovat, iartă-mă. De aceea spunea odinioară David și de aceea de atunci până astăzi toți oamenii să spun, repetând, să nu cad în mâna omului. Omul e o ființă complicată. Omul are tendința să fie dușmănos. Omul are neputința să ierte și dacă iartă, uneori își mai aduce aminte și dacă ți se întâmplă încă o dată să mai intri în conflict, reînvie vechea problemă, o lipește de prima și în mintea lui capătă o datorie imensă pe care din nou te face responsabil de ea. Că așa e omul. Îi spui odată, iartă-mă, și peste două săptămâni trebuie să-i mai repeți și toată viața tot trebuie să te căciulești, vorba lui bunica. Că așa e omul. Omul e o ființă foarte complicată. Dumnezeu însă acceptă pocăința și când te-ai pocăit odată de un păcat și te-ai iertat, nu trebuie să mai spui a doua oară pentru păcatul acela, iartă-mă, Doamne, pentru că păcatul acela nu mai există înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu are principii, Dumnezeu are onoare, Dumnezeu are cuvânt, Dumnezeu are demnitate. Dumnezeu când te-a iertat, nu-și mai aduce aminte de ce ai făcut. Dumnezeu nu te mai cheamă încă o dată la judecată pentru un păcat pe care te-ai judecat odată. De fapt, te-ai judecat singur că te-ai recunoscut și te-ai pocăit și ai spus, ai milă, Doamne, de mine. O singură dată trebuie să te pocăiești de un păcat. O singură dată te judecă Dumnezeu prin pocăința pe care o faci față de El. Așa să știm și așa să avem încredințarea că s-ar putea să vină diavolul din nou și din nou la noi și în timpul rugăciunii să spună, nu mai ții minte ce ai făcut acum un an sau 10. Dacă te-ai pocăit de păcatul acela, să-i spui să se ducă, să-i spui să plece și sângele Domnului să-l mustre. Trebuie să avem această încredințare în Evanghelie, în mila lui Dumnezeu, pentru că este scris în Scriptură. Al doilea element al pildei, element de bază, este faptul că omul acesta iertat de o datorie colosală iese din clădirea unde a avut discuția cu împăratul, iertat, imaginați-vă ce stare de bucurie avea. 240 de ani ți-a dat stăpânul să muncești pentru tine, să te bucuri, să fii liber. Nu-ți mai cere nimic. Ți-a făcut un cadou de 240 de ani. Nu mai imaginați-vă ce bucurie. Fiecare dintre noi avem datorii la bănci, mai mari, mai mici. Nu mai imaginați-vă să vă cheme un banchier și să spună cât datorezi băncii. 300, 400, 500 de mii. Fii liber! Gata! Nu mai datorezi un cent. Vai de mine, păi cred că ui mașina în parcare și fug până acasă pe jos. Așa s-a întâmplat cu bietul. 240 de ani de muncă. Și numai ce iese din bancă, de la banchier, din fața regelui și se întâlnește cu un om care avea o micuță datorie la el. Uitați ce spune Scriptura. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care îi datora 100 de lei. 100 de lei. Aceasta era o datorie foarte, foarte, foarte mică. Și în ciuda acestei datorii atât de mici, omul acesta iertat și plin de bucurie, de entuziasm, îi spune, plătește-mi datoria. Priviți că tovarășul lui se smerește mai mult în fața lui față decât s-a smerit el în fața împăratului. Nu mai uitați ce îi spune tovarășul lui. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ. El nu s-a aruncat la pământ în fața împăratului. S-a aruncat la pământ și i-a zis, îngăduiem că-ți voi plăti. Exact ce i-a spus el împăratului. Tovarășul lui avea dreptul să-i spună asta, că dacă muncea 3 luni de zile, 100 de zile, dacă muncea 3 luni de zile, îi plătea datoria. Atunci când muncești 3 luni de zile, poți să spui, lasă-mă 3 luni că-ți plătesc, că 3 luni de zile e o perioadă scurtă, dar 240 de ani, cine trăiește atâta? Și el îi spune tovarășului său, nu te iert, poliția, aruncați-l în pușcărie, în închisoare, în temniță, până când îmi va plăti datoria.
Biblia ne spune următorul lucru. Tovarășii din jur, oamenii din jur, tovarășii lor, prietenii, apropiații, când au văzut această nedreptate, și oamenii au văzut-o, s-au dus repede la împăratul și i-a spus: omul pe care l-ai iertat tu este atât de obraznic încât uite ce a făcut. Când împăratul aude, îl cheamă din nou și îi spune: vicleanule, ce ești? Nu se cădea, adică nu era normal să-l ierți și tu pe tovarășul tău pentru 3 luni de muncă, după cum eu te-am iertat pe tine pentru 240 de ani? Frați dragi, oricât de mult mi-ați greșit dumneavoastră mie, niciodată n-o să reușiți să greșiți față de mine cât am greșit eu față de Dumnezeu. Oricât de mult eu v-aș greși dumneavoastră, nu voi reuși niciodată până la bătrânețe să vă greșesc atât de mult cât fiecare dintre dumneavoastră sunteți vinovați prin greșeala de care v-ați făcut vinovați înaintea Domnului. Ei, exact asta ne spune Scriptura. Dumnezeu ți-a iertat o datorie imensă și ți-a iertat-o pentru că e bun. Acum, faptul că ești iertat te obligă să-l ierți pe omul care ți-a greșit. Fără tot felul de explicații, păi să vezi, păi să nu crezi, păi stai să-ți explic. Ce i-ai explicat stăpânului când te-a iertat? Ce explicație putea să înlocuiască 240 de ani de muncă? Nimic. Te-a iertat pur și simplu. Știi de ce? Datorită caracterului său, lăudat să-i fie numele. Datorită milei. Și acum vreau să vă spun următorul lucru. Orice frate din adunare va fi, mai devreme sau mai târziu, întristat de cineva. Poate fi întristat de mine, foarte probabil. Poate fi întristat de alt slujitor sau poate fi întristat de o persoană care nu face o slujbă publică. Pentru că stând ani de zile lângă anumiți oameni și mai ales uneori ciocnindu-se interese și fiind puși în tot felul de situații complicate, dificile, judecăți, decizii grele, tot felul de probleme, de sacrificii, există posibilitatea să se ajungă la situații complicate, la provocări de nervi, la amărăciuni, la tot felul de ofense. Uite ce spune Dumnezeu. Oricât de mult te-ar supăra un frate, oricât de tare te-ar ofensa, dacă vine la dumneata și spune: iartă-mă, dumneata n-ai aparat să măsori dacă cuvintele care ți le-a spus sunt din inimă sau de pe buze. Chestia cu nu-i din inimă, să nu mai spui, că te faci de rușine. Cu ce măsori dumneata dacă ăla vorbește din inimă sau de pe buze? Cu ce măsori? Știi ce vrei să spui? Vrei să spui că așa îți place să crezi, ca să ai motiv să nu-l ierți. Când ți-a spus iartă-mă, nu poate să spună cu inima, îți spune cu gura, că doar cu gura vorbesc cu oamenii. Și dacă ți-a spus iartă-mă, ești obligat să-l ierți. Dacă nu-l ierți ce i-a făcut Dumnezeu la robul ăsta din întâmplarea asta, nu te supăra pe mine, asta îți face și dumitale. Exact la fel îți va face. Pentru că te-a iertat de o veșnicie de chin în iad și dumneata nu ești în stare să ierți o persoană care în graba vieții te-a supărat cu o vorbă, cu o atitudine, cu o comitere sau cu o omitere. Și îi ții socoteală acum, timp în care dumneata personal atât de mult ai fost vinovat înaintea lui Dumnezeu. Asta este pilda. Asta este toată pilda. Este o pildă foarte, foarte greu de acceptat. Pentru că această pildă ne obligă pe noi să trecem dincolo de dimensiunea nervilor, a firii, a răzbunării, a neputinței de a ierta și pur și simplu să iertăm pe oameni și să, așa de tare să iertăm încât dacă peste un an se întâmplă să ne mai supere, să nu mai punem lângă noua supărare pe cea veche, că de cea veche l-am iertat și dacă l-am iertat să nu-i mai băgăm încă o dată degetul în ochi pentru iertarea de acum un an. Că nu așa a făcut Dumnezeu și nu așa fac oamenii lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pildei. Cum a fost bun Dumnezeu cu dumneata, așa fii dumneata cu omul care îți greșește.
E adevărat că ești supărat, e adevărat că a fost prea de tot, e adevărat că un creștin nu așa se comportă, e adevărat că asta nu-i comportament, că nu-s cuvinte, că nu-s atitudini, ai dreptate, dar dumneata ai fost mai vinovat față de Dumnezeu decât e omul ăsta față de dumneata. Și omul ăsta ți-a greșit odată sau de două ori, dar dumneata de 20, 50, 80 de ani îi greșești lui Dumnezeu. Și uite că te iartă. De ce nu ești cinstit? Crezi că dacă nu ești cinstit, Dumnezeu va fi necinstit să te bagi așa oricum? Nu. Va spune următoarele cuvinte. Rob viclean. Aceasta este numirea. Ceea ce socotesc că vreau să spun în încheiere dintre multele lucruri pe care mi le-am propus să le spun este următorul lucru. Priviți care este mentalitatea religioasă astăzi. Imaginați-vă individul X, un om din societate, român sau altă etnie. Ajunge într-o biserică evanghelică, presupunem că o biserică penticostală sau altă denominație evanghelică. Și este iertat de Dumnezeu în urma credinței în Iisus și a pocăinței față de păcat. Este iertat de Domnul. 240 de ani de muncă, adică veșnic trebuia să meargă în iad pentru păcatul lui. Și Dumnezeu pur și simplu îl iartă. Dumnezeu îl iartă. Imaginați-vă ce bunătate. Poate avea 80 de ani omul ăsta. Câte păcate a făcut în 80 de ani? Numai Dumnezeu le știe numărul. Acum omul acesta însă nu-și dă seama că noua poziție spirituală pe care a dobândit-o, copila lui Dumnezeu, înfiat în Hristos, îl obligă să-și schimbe comportamentul față de semeni, soție, copii, părinți, rude, membrii bisericii unde el frecventează, colegii de lucru, vecinii și toți oamenii de pe pământ. El nu-i conștient de asta, el are un singur lucru în cap. Pe mine m-a iertat Dumnezeu. Și se întâlnește cu tovarășul lui și nu vrea să-l ierte. Și se justifică și se îndreptățește. Și dacă îi spui ce spune Scriptura, el spune, pe mine m-a iertat Dumnezeu. Uitați cum stau lucrurile. Oamenii ăștia iertați de Dumnezeu se duc în iad. Asta spune pilda. Asta e concluzia pildei. Haideți să o citim împreună. De fapt, nu citim concluzia, citim pilda. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti ce datora. Concluzia. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare dintre voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Dar cine este cel ce nu iartă? E om pocăit? Da. Vine în adunare de 50 de ani? Da. Slujește de 49 de ani? Da, slujește de 49 de ani. Dar el, omul iertat de 50 de ani de Dumnezeu, nu poate să ierte. Uitați că Dumnezeu pentru asta nu-l mai iartă. Nu-i mai spune, du-te, că-ți iert. Atitudinea asta, de data asta nu-i mai spune așa. Nu-i mai zice, du-te, ești liber. Spune, chinuitorii, veniți, luați-l și aruncați-l. Dumnezeu este în stare să ierte păcatele făcute din neștiință, oricât de multe ar fi și oricât de grave, unui om în momentul în care se pocăiește. Dar în momentul în care omul se pocăiește, devine foarte responsabil de modul lui de viață și de raporturile lui cu semenii, pentru că semenii mai de aproape sunt puși în riscă să te supere mai repede decât semenii de departe, datorită relației și interferării, adică datorită întâlnirii. Te frești de omul ăla toată ziua, te întâlnești des cu el și întâlnindu-te des, s-ar putea câteodată să se comporte cum nu-ți place și să te supere, să te ofenseze cu ceva. Persoana care te ofensează cel mai mult e persoana cea mai de aproape. Persoana care te ofensează cel mai puțin e cel mai de departe. Și cel care nu te ofensează deloc e cel pe care nu-l cunoști. Și Dumnezeu iartă păcatele unui om când se pocăiește, toate câte sunt. Însă Dumnezeu e foarte indignat de atitudinea aceasta răzbunătoare care demonstrează lipsă de pocăință, lipsă de naștere din nou, lipsă de înnoire și de maturitate spirituală. Scriptura nu mai spune că Dumnezeu iartă treaba asta, spune că o pedepsește. Mesajul acestei pilde este foarte aspru, pentru că spune următorul lucru. Un om iertat de Dumnezeu pentru propriile păcate poate să ajungă neiertat datorită atitudinii lui dușmănoase, răzbunătoare și neiertătoare, lipsită de iubire,
lipsită de milă și de dragoste creștină față de o persoană pe care îl ține dușman, pe care îl vorbește de rău, pe care îl ponegrește în cercul lui de prieteni și de rude. Frați dragi, acesta este creștinismul din Scriptură. Ne-am făcut noi tradițiile noastre ușoare, făcute așa cu brânză și cu gem ca să ne cadă bine, dar Scriptura este aceasta pe care o citim. N-ai cum să o interpretezi altfel decât așa cum este scrisă. Asta înseamnă că trebuie să ajungem la nivelul de maturitate, să iertăm pe frații care ne-au supărat. Și dacă omul se smerește și spune iartă-mă, ce ar mai putea să facă să dea timp înapoi? Nu e el Iosua și Dumnezeu. Iartă-l, frate, că și dumneata ai fost iertat. Asta înseamnă naștere din nou. Asta înseamnă pocăință, nu dușmânia care se cultivă. Asta nu-i pocăință. Asta este cea mai mediocră fire care va avea drept consecință chinul despre care vorbește Dumnezeu aici. Încheiem seara aceasta spunându-vă că este un sentiment foarte neplăcut să fii nedreptățit, să fii jignit. Există o durere adâncă în suflet pentru că omul e o ființă sensibilă datorită lipsei de maturitate. Omul a ajuns o persoană foarte vulnerabilă și slabă datorită imaturității spirituale și îndepărtării de Dumnezeu. Oamenii astăzi sunt foarte șifonabili, oameni de catifea. Nu poți să-i zici ceva că imediat se supără, dar rău de tot. Și îi spui, sorry, n-are niciun efect, supărarea are, sorry, nu mai are. Ei, e foarte greu să fii lovit, îndurerat, nedreptățit, amărât de cineva. E un sentiment greu, dar dacă ești copilul Domnului, adu-ți aminte că ai responsabilitatea să ierți. Este greu să ierți, dar trebuie. E greu să nu minți, dar trebuie să te abții. E greu să nu furi, dar trebuie să te abții. E greu să iubești, dar trebuie să o faci. Toate lucrurile care le poruncește Dumnezeu sunt greu de făcut în fire, dar pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă nu pot, înseamnă că nu-i Hristos. Sunt eu singur și eu singur nu pot să fac altceva decât să mă răzbun, decât să țin mânie și peste 50 de ani mi-aduc aminte și reproduc cu lux de amănunte absolut fiecare cuvințel. Ce demonstrează asta? Că le-am repetat de 2-3 ori la 2-3 prieteni în fiecare zi, spunând de 2-3 ori pe zi la câte cineva toate poveștile astea. Frați dragi, v-am spus toată această pildă în maniera aceasta că putea fi spusă și altfel. Doar pentru faptul că suntem în aceeași biserică și trăim aici împreună și când e vreme de post, postim și nu-i ușor. Și când e vreme de rugăciune, venim împreună și ne rugăm și renunțăm la alte lucruri care ne-ar putea aduce care ne-ar putea oferi odihnă și confort. Și când e nevoie de dărnicie financiară sau de lucru făcut la biserică, ne lăsăm treburile personale și din bănuții care îi avem, dăm Domnului și lucrării, că înțelegem că asta ne este menirea. Și în urma la o viață trăită în sacrificii de genul ăsta, să ne pierdem dreptul și să fim dați pe mâna chinuitorilor doar pentru că suntem niște oameni dușmănoși? Vă sugerez în această seară să stați înaintea Domnului și să nu luați din predica aceasta decât atât cât se potrivește. Și stând înaintea lui Dumnezeu să ne verificăm, nu cumva după ce am fost iertați de 240 de ani de muncă, să fim așa de răutăcioși, de dușmănoși și de exigenți cu frații care ne-au greșit, cu o vorbă, cu o atitudine, cu un comportament, cu o uitare sau un alt fel. Haideți să stăm înaintea Domnului și să plecăm acasă niște oameni liberi și iertați. Amin. Vă chem la rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.